Foarte puțină lume se uită sau înțelege cum se desfășoară și cum se închid fluxurile valutare ale României, și cele de stat și cele private. Lună de lună, economiștii se uită la evoluția exporturilor și importurilor și la rezultatul acestora. Apoi se uită la balanța de plăți a României, care înseamnă intrările și ieșirile de valută, adică relația României cu exteriorul. În cazul balanței comerciale, la finalul lunii octombrie 2021, România înregistra un deficit de numai puțin de 18,6 miliarde de euro. Adică am avut exporturi de 57 de miliarde de euro și importuri de numai puțin de 76 de miliarde de euro. Față de anul trecut, deficitul balanței comerciale, și așa mare, s-a majorat cu încă 3,3 miliarde de euro. Dintre toate țările foste comuniste, România stă cel mai prost din perspectiva comerțului exterior. Suntem o țară de importuri. Ne mai salvează IT-ul, care marchează un plus de 1,8 miliarde de euro, și transportatorii, care au un plus de 3,4 miliarde de euro. La turism avem un minus total de 1,5 miliarde de euro. Dacă tragem linie și ajungem la deficitul de cont curent, indicatorul care ne pune pe lista de avertizare sau nu a analiștilor externi, după 10 luni din 2021 avem un minus de 13,8 miliarde de euro, cu 5 miliarde de euro mai mult decât anul trecut. Probabil că la finalul anului vom ajunge să plătim extern peste 16 miliarde de euro. Dacă ne ducem la datoria externă, formată din datoria externă a statului și datoria privată, la finalul lunii octombrie am ajuns la 132 de miliarde de euro, cu aproape 6 miliarde de euro mai mult de la începutul anului. Statul are o datorie de 57 de miliarde de euro, în timp ce sectorul privat a ajuns la 71 de miliarde de euro. În contul serviciului datoriei externe am plătit în acest an numai puțin de 70 de miliarde de euro. Analizând toate datele, poziția externă valutară a României se deteriorează și dacă nu o vom corecta, vom intra pe radarele piețelor externe și analiștilor, care de-abia așteaptă să trimită România în curți. Iar primul atac va fi asupra cursului valutar. Ca să nu ajungem acolo, cineva trebuie să corecteze toate aceste deficite, în principal guvernul, dar din păcate nu este pe lista de priorități.